Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM suntem în prim festival al literaturii române, al literaturii române contemporane, un festival generat și prezentat de editura Litera cu ocazia aniversării unui an de când s-a lansat colecția Biblioteca de Proză Contemporană. Iar cu această ocazie cunoaștem autori contemporani care scriu istorie în zilele noastre, în literatura românească, un autor pe care nu cred că ar trebui să vi-l mai prezint pentru că ați avut ocazia în ultimii ani să-l cunoașteți prin multe cărți. Este vorba despre Radu Aldulescu. Bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit! Cumva așa, la începutul democrației noastre, ați scris istorie cu o carte și cu un film în care a ajuns cartea respectivă. Cât de cât, e mult spus că am scris istorie, aș fi vrut să scriu istorie, probabil istorie literară. Deși istoria asta literară s-a cam lăguit la noi tocmai de la începutul democrației, cum spui, adică imediat după Revoluție. De la amantul Colivăresei, cât de mult s-a schimbat peisajul literar românesc? S-a schimbat foarte mult. De la Amantul Colivăresei, de la prima ediție a Amantului Colivăresei și prima ediție a Sonatei pentru acordeon, cele două cărți care mi s-au publicat în 93 și 94, peisajul literaturii române s-a schimbat foarte mult. Pe vremea aceea exista o anume emulație, tocmai căzuse cenzura ideologică cu care scriitorii se băteau, eu n-am putut să mă bat cu ea, pentru că n-am putut fi publicat atunci la vremea aceea. Și am intrat în vremuri de libertate totală de expresie pentru literatură. Se păstra încă emulația de atunci, 93, 94, 95. Ulterior a intervenit ceea ce, o vorbă aproape exactă, cenzura ideologică pe care o știam a fost înlocuită cu cenzura economică. Adică treptat a pierit interesul pentru literatură, statul își luase mâna de pe literatură, nu era un domeniu în care era în jurisdicția statului, așa cum fusese pe vremea comunismului, și asta a produs mari daune scriitorilor și literaturii care se văd până în ziua de azi. Deci de atunci, treptat, situația s-a înrăutățit, dar probabil va veni și vremea când se va lumina. Când vor fi vremurile alea, nu prea știu. Trebuie să presupunem, ca să zic așa, din vremurile bune care sunt, este această colecție de bibliotecă contemporană, aș menționa, a editurii Litera. Editura Litera încearcă să facă ceva pentru literatură și pentru scriitor. În rest, și alte edituri încearcă, dar nu prea reușesc. Încearcă de 30 de ani, ca să zic așa. Încearcă și nu încearcă. E de discutat aici, e de discutat foarte mult, dar să nu intrăm în discuții de-astea ca de să devenim niște personalități și niște instituții culturale. Da. Radu Aldulescu, mă gândeam că o să fie o discuție optimistă și deja pornim așa într-o zonă ceva mai pesimistă. Da, și eu mă gândesc de fiecare dată când pornesc la o discuție de asta, va fi optimist. În primul rând, există Biblioteca de Proză Contemporană, care împlinește un an în luna aceasta, cu 15 titluri de autor român de proză contemporană, autor român contemporan, dintre care marea lor majoritate sunt tineri. Pornesc cu dreptul, ca să zic așa, în literatură. Tineri foarte buni. Cum vă simțiți printre ei, printre noii creatori de cultură, de proză? Mă simt aproximativ bine, ca să zic așa. Iarăși spun optimist, pentru că un scriitor nu apare, mai ales un roman, da? Și un poet și un dramator nu apare pur și simplu din senin. Trebuie să aibă în spate o experiență. Iar tineri, dintre tineri ăștia care au apărut la Biblioteca de Proză Contemporană, am văzut câțiva foarte bun. Despre unul chiar am scris de curând, poate o să apară acest text al meu, despre Mihail Victus, Toate păcatele noastre. Un roman foarte bun.
pentru mine a fost o surpriză extraordinară. Eu citeam din literatura română contemporană, mai ales câțiva romancieri din generația mea. Și, mă rog, generația mea este cam aceea despre care se spune că se spune în general că și-a trăit traiul și-a mâncat mălaia. Cine va veni în urma lor? Mă cam înfioram, nu știam cine, nu știu că. În România acestor vremuri, literatura nu mai prezintă atâta interes cât prezenta cândva. Și vedeam așa ca o mare gură. Acum sunt constrâns să văd niște tineri care vor veni în locul nostru. Cu literatură, cu roman, cu proză mai ales. Dar de ce credeți că este interesul ăsta mai scăzut pentru literatura românească? E vorba de ceea ce se pune pe piață sau e vorba de altceva? Este un fenomen mai complex. În primul rând, conform unei statistici, care am înclin să-i dau dreptate și nu cred că este așa, suntem țara cu cel mai mic interes pentru literatură din Europa sau din estul fost comunist. Se citește cel mai puțin pe cap de locuitor. Iar o explicație era, o explicație printre multele, că discuția e nesfârșită în acest domeniu, că avem o populație predominant rurală. Adică și cei de la oraș tot rural sunt. Oamenii nu mai interesează, că nu-și mai văd un cel în literatură, nu mai am niciun interes vis-a-vis de literatură. Spre deosebire de, nu mai zic de țările din Occident, de țările din fostul est comunist, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Polonia, nu mai zic, acolo literatura contemporană în acele țări au tiraje mai mari. Sunt cumva mai ancorate în realitate sau... Poftim? Sunt cumva mai ancorate în realitate scrierile de acolo sau care e explicația? Care ar fi explicația? Eu știu, se citește mai mult acolo. Asta ar fi prima explicație. Iar alte, nu știu dacă e neapărat o explicație, acele literaturi sunt mai valoroase. Deci nu ne comparăm noi cu literatura poloneză, ca să zic așa. Este o literatură foarte mare care concurează de la egal la egal cu literatura engleză, anglosaxonă, hispano-americană, franceză și așa mai departe. Totodată noi nu avem un scriitor, că mereu dau exemplul ăsta și mie să nu mă repet, nu avem un scriitor de valoarea și de succesul unui scriitor precum Ismail Kadare, un mare scriitor albanez. Nu avem așa ceva. Nu avem ce face. Asta e situația. Suntem o literatură de mâna a doua spre a treia și probabil peste 20, 30, 50 de ani vom deveni și noi o literatură, cel puțin ca literatura maghiară sau poloneză. V-am dus într-o zonă în care devenim din ce în ce mai apăsați și mai triști și n-aș vrea, pentru că până la urmă... Da, nu e vorba de tristețe, e vorba de o realitate în care trăim. Da. Mă gândeam la un festival cum este cel organizat de Litera în această perioadă și susținut de altfel de Europa FM. Este un prilej de bucurie și de redescoperire a literaturii românești care creează valoare în zilele noastre. Și poate, uite, dacă vorbiți de niște goluri care există până acum, poate reușim să începem ușor, ușor să le facem să nu mai existe și asta descoperind și pe autorii pe care îi avem pe lângă noi și pe care poate nu i-am remarcat până acum. Aș vrea să revin la scrierile dumneavoastră, domnule Radu Aldulescu. Cum se naște o carte? De unde porniți? Care e scânteia care pornește magia? Tot felul de scântei de jur împrejur. Trebuie să le vezi și să le pui în valoare, în literatură. Și tot felul de magii pe care trebuie să le vezi și să le pui în valoare. Ce pot să spun? Că scrierea unui cărți este un... În ce mă privește și cred că și scrierea unui roman, ca să zic așa, este o, presupune o muncă extrem de grea, sisifică, care decurge în timp. Scriu eu la un roman 2, 3, 4, 5 ani.
Altfel n-ai cum, că zic eu, altfel nu se poate. De-a lungul a 30 de ani am publicat 10 romane. Și cam media asta ar fi, cam un roman la 3 ani. Este mult de muncă, ce să spun. Asta e primul lucru pe care pot să spun. Ia-l scânteile în acest proces de elaborare, scânteile se sting. Nu poți să zici, domnule, am inspirație, mă apuc și scriu. Munca este decisivă. Adică domină inspirația. Până când nu stai zi de zi la masa de lucru ca să scrii un roman, un număr de ceasuri, nu poate să iasă un roman. Oricâte scânteie ai avea și oricâte magite ar lovi. Cum preferați să vă scrieți cărțile? La calculator, de mână, folosiți? De mână sau de la mașina de scris le scriu. Pentru că așa am apucat și așa am, mă rog, mă simt mai în largul meu așa. La calculator nici de cum. Nu mă simt în largul meu să scriu. Încă mai credeți în cartea care este citită, ținută în mâini, așa, răsfoită sau... Dacă n-aș mai crede. Cred foarte mult în cartea care e ținută în mâini și răsfoită și care este scrisă pe hârtie. Cred mult în cărțile care au fost scrise cândva pe hârtie cu tocul muiat în călimară. Cum a fost Madame Bovary, să zicem, sau Război și Pace, și romane și scrieri de acum 100-200 de ani sau mai mult. Cum a scris Shakespeare. Shakespeare rezistă și acum, totul rezistă și acum. Sau cum a scris Ovidiu, nu știu cum a fi scris Ovidiu. Dar asta este calitatea din tâi a marii literaturi, să nu fie perisabilă, să reziste în timp. Iar pentru așa ceva trebuie multă muncă, multe sclipiri și multă magie ca să te citesc pe tine. Cât de mult contează titlul pe care îl dați unei cărți? Sau cum porniți în scrierea unei cărți? Vă gândiți și la titlu în acel moment și cumva toată acțiunea? Nu, când pornesc scrierea unei cărți, nu am în cap titlul. Titlul vine pe parcurs sau vine la sfârșit. Contează foarte mult titlul, pentru că el are rolul să acopere întreaga narațiune și să spună ceva despre acea narațiune. Da? Există titluri bune, multe titluri bune, de exemplu, Crimă și pedeapsă. Dă seama de violența intrinsecă a literaturii. Literatura nu se poate lipsi de violență și de... Ce vorbeai tu? Să fim optimiști. Suntem optimiști, dar existența are o esență tragică și universul are o esență tragică care este exploatată de literatură. Cam asta în primul rând se întâmplă. Literatura nu e o chestie de mondenitate. Avem acum festivaluri, avem asta, dar este silită să devină o chestie de mondenitate în aceste vremuri pentru promovare. Scriitorii, pentru a fi promovați, trebuie să se implici. Diverse acte de promovare. Dar să nu uite să și scrie și să scrie bine. Asta ar fi. Asta se întâmplă, că uită să scrie și să scrie bine, dar dacă sunt implicați pe Facebook, la televiziuni, nu știu unde, în chestii de asta de mondenitate, cărțile lor se vând oarecum, mai mult sau mai puțin, și toată lumea e mulțumită. Dar în momentul când deschizi cartea, atunci trebuie să fii mulțumit. Să faci deosebirea între un roman bun, foarte bun, și o capodoperă. Cam asta ar fi lucrul de unde ar trebui să se plece și în care ar trebui să se oprească toată discuția asta despre literatură. Simțiți cumva că în literatura de astăzi este vorba mai mult de ambalaj decât de ceea ce ascunde ambalajul? Sigur, sigur. Da, e în multe domenii, e vorba de mai mult de ambalaj, ca să zic așa. Adică sunt cărți care în România sunt autori foarte vânduți, nu le mai dau numele, care au prea puțin de a face cu literatura cărțile lor, dar totuși au un segment de cititor foarte mare, foarte umflat, foarte cu sute de mii de exemplare vândute. Ce poți să le zici acestor autori? Că
Nu scriu literatură sau că aia nu e literatură sau că... Dacă se vinde, merge. Asta este. Ambalajul e ceva mai... Da. Bun, apropo de modul acesta de a comunica, am început discuția de la cărți ecranizate și m-aș întoarce la terminus paradis. Cât de mult v-a influențat cumva cariera și ceea ce a urmat după această ecranizare? Mai ales că a venit și un premiu destul de mare la Festivalul de la Veneția în 1999. Cât mi-a influențat cariera? Nu cred că mi-a influențat-o prea mult. Eu m-am dus în 96 la Pintilie, avea cărțile mele pe masă, mi-a spus că le-a citit, că e foarte entuziasmat, și să facem un scenariu, fie după cărți, fie după... vor să-l scriem. Și s-a întâmplat ceva de genul ăsta, în sensul că un segment din Amantul Colivăresi răzbate în acest film, în Terminus Paradis. Filmul a avut succes, un mare succes, înțeleg, unul dintre cele mai mari succese ale lui Pintilie la Festivalul de la Veneția. Eu n-am fost la Veneția, dacă vă interesează. Am fost plătit destul de precar și mi-am văzut înainte de... Așa zisa carieră de scriitor, că carieră e mult spus, mi se pare mult spus. Pentru că condiția scriitorului în România este destul de deteriorată, ca să zic așa. Ce să zic, n-a influențat prea mult. A influențat în sensul că am mai făcut o jumătate de scenariu, co-scenariat, cu Cătălin Mintulescu, la filmul Heidi. El mi-a propus să-l ajut la acel film, l-am ajutat, a fost foarte bine. Și asta a fost singura mea aventură cinematografică. Filmul lui Lucian Pintilie și filmul lui Cătălin Mintulescu. La distanță de 20 de ani, unul de altul. În rest, vom mai aștepta. Dacă tinerii regizori au nevoie de scriitor, vor apela la scriitor. Dacă nu, își fac ei scenariile și asta este. Simțiți că este destul de greu astăzi să răzbați ca scriitor în România, să te faci remarcat? Depinde ce înțelegi prin remarcat. Este, în primul rând, destul de foarte greu să supraviețuiești din scris. Cam asta. Adică tirajele sunt mici. Dacă vrei să scrii literatură și literatură bună, tirajele sunt la 1000, maxim 2000 de exemplare. Iar din drepturile de autor este foarte greu de trăit. Cam asta ar fi impedimentul, că iarăși o dăm spre pesimism. Știu ce. Dar, în pofida acestui lucru, e bine să te zbați, să scrii cărți bune. Asta le urez și tinerilor scriitori și celor mai puțin tineri, adică cei spre 40-50 de ani, să aibă drept obiectiv să scrie cărți bune și foarte bune. Cam asta ar fi. Altminteri, nu se câștigă bani, nu se câștigă glorie, se câștigă... Era o vorbă pe care tot o spune cineva și o citesc. Pentru ce scrie scriitorul român? Scriitorul român scrie pentru posteritate, cam așa sună vorba aia. Ceea ce, pe de o parte e o glumă, pe de o parte e adevărat, pe de o parte fiecare o ia cum îi place. Radu Altulescu, v-aș ruga să încheiem totuși optimist. Da, da. Acest dialog al nostru și să ne gândim la festivalul acesta dedicat prozei contemporane, la colecția Bibliotecă de Proză Contemporană care aniversează un an la Litera și să mă ajutați cu câteva recomandări de autori români, cărți pe care le-ați parcurs, le-ați citit recent și pe care ni le-ați recomandat și nouă. Pe care le-am citit recent, ți-am spus odată, Mihail Victus, am citit, Radu Găvan, iarăși un autor român foarte bun, și rest autor de vârsta mea, Octavian Soviani, dacă ai auzit și ai citit, îți recomand să citești. Nikita Danilov, Șerban Tomșa. Aceștia sunt autori în preazma vârstei de 60 de ani. Nu sunt tineri, dar ei sunt. N-am o relație prea bună cu literatura română pentru că... Dar există romancieri. Romancierii se formează mai greu. Sunt mai mulți poeți și mai puțin romancieri. Literatura română. Poeți sunt peste 20-30, iar romancierii nu merg pe degetele de la o mână, care sunt adevărați.
final. Nu pot să mă abțin să nu vă întreb dacă există vreo carte în acest moment în plan. Păi, anul acesta, luna aceasta, mi-apare o carte la editura Litera, o carte nouă, intitulată Drumul lung, căldura mare. Despre... Și abia aștept. Despre ce e vorba, da? Este o poveste de dragoste care vizează mai ales parcursul celor doi parteneri până să se întâlnească. Drumul care conține o grămadă de vicisitudini, de-aia spun drumul lung, căldura mare, trecând prin vremurile astea, iar ei se întâlnesc în final într-o frumoasă poveste de dragoste. Vă mulțumesc foarte mult, Radu Aldulescu. Abia aștept să ne întâlnim în paginile cărții să vă citesc Drumul lung, căldura mare. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu foarte mult! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!